Bună ziua, dragi prieteni din Taur! Suntem la Taur. În dragoste, în zaruri. Aici văd o supărare. Văd că treceți printre aceleași probleme, printre aceleași relații. Ca și când nu ați învățat o lecție și tot timpul vi se întâmplă la fel pentru că trebuie să învățați lecția. Vă gândiți de ce mi se întâmplă la fel de asta? Pentru că nu ați învățat. Dacă aveți o situație în care sunteți supărați unul cu altul, nu vă vorbiți, arată că se rezolvă situația, că totuși până la urmă dumneavoastră veți părăsi această persoană, veți spune stop sau ați spus deja. Veți avea o surpriză din partea acestei persoane. O surpriză. Și aici văd comunicarea. Când e bună, când nu e bună. Multe suișuri și coborâșuri. Poate să nu fie din cauza dumneavoastră, să fie din cauza acestei persoane. Poate această persoană să aibă pe altcineva, dumneavoastră să știți care pe altcineva, să stați să vă gândiți să vă despărțiți sau nu, să nu vă despărțiți. Și vei spune punct până la urmă. Până la urmă dumneavoastră terminați relația. Poate să fie iarăși o relație în care sunt copii, în care este diferență mare de vârstă. Nu mai ascultați la toate bârfele. Nu mai povestiți la nimeni nimic. Și atunci veți avea noroc. Oricum, până în vară arată că totul se rezolvă, că veți avea noroc, că veți avea o împlinire în dragoste. Totul se rezolvă, orice probleme ați avea de dragoste, de despărțire, de ceartă, de vă împăcați. Poate să fie cineva cu trădare. Arată că totul se rezolvă. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.